Pentru a veni în sprijinul tinerilor hunedoreni aflați în căutarea unui loc de muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a demarat în urmă cu mai bine de un an proiectul SICONET. Acesta are deja și primele rezultate. Peste 900 de tineri au fost incluși până acum în proiecte, 260 au urmat diferite cursuri de calificare în anumite domenii de activitate și, poate cel mai important aspect, aproape 250 au fost angajați. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara se află în plin proces de implementare a proiectului SICONET, Servicii Integrate, Calificare și Ocupare pentru Tinerii Niți, ce se va desfășura până în luna septembrie a anului viitor. Proiectul urmărește îmbunătățirea situației tinerilor din categoria Niți prin promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în scopul integrării durabile pe piața muncii a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate. Deja se văd și primele rezultate, 933 de tineri fiind deja înscriși în program. 260 de persoane au urmat cursuri de calificare și aici aș enumera manicurist, pedicurist, lucrător în comerț, brutar, patiser, lucrător instalator pentru construcții, bucătar. Avem ca rezultat al proiectului, un prim rezultat, 248 de tineri angajați. Au urmat cursuri de antreprenoriat 121 de tineri, 14 și-au deschis o afacere și aceste 14 afaceri au fost premiate cu suma de 350.000 de euro. I-am sprijinit să le dăm până la urmă o linie și să încercăm să-și facă propria afacere și să știți că cu mare bucurie am avut la evenimentul de la Petroșani și persoane din grupul țintă de pe SICONET care au vorbit atât de frumos și erau atât de încântați pe proiect, de acest proiect. Cei care participă la cursuri și în acest moment primesc subvenții la finalizarea cursului și acel certificat. Mâine vom deschide curs la Brad de lucrător în comerț, vom deschide în data de 2 curs la Hunedoara de agent de pază și în perioada imediat următoare, cred că 16 noiembrie, vom deschide curs de instalator la HAZEC, tot pe acest proiect. Cursurile merg în continuare, cei care vor să se înscrie sunt așteptați la toate agențiile județene și la toate sediile noastre din județ. Mai multe informații despre acest subiect, dar și alte aspecte importante legate de serviciile oferite șomerilor, aflați din emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV, imediat după jurnalul de știri. Dacă o să avem o iarnă.